Spuneți inimii să tacă în durere și în mânie, că în mânie și în durere omul spune ce nu știe și lucrează ce nu-i bine și ia hotărâri nebune. A putea tăcea în mânie este o mare înțelepciune. Spuneți inimii să rabde la necaz și la încercare, nu regretă niciodată cel care a avut răbdare, dar regretă totdeauna cel ce n-a lăsat să treacă și a spus vorba neînțeleaptă care trebuia să o tacă. Spuneți inimii să aștepte când știi bine că ai dreptate. Vine o zi când ea se înalță mai puternic decât toate. N-a rămas nici de rușine, nici de pagubă vreodată cel ce a așteptat dreptatea ce-i fusese încălcat. Spuneți inimii să creadă, chiar și în vremile mai grele, Dumnezeu e totdeauna mai puternic decât ele. Vremurile nu țin veșnic, pe tirani îi ia furtuna, Dumnezeu pe cel ce crede însă îl scapă totdeauna. Spuneți inimii să lupte pentru cauza cea frumoasă. Adevărul de rușine Dumnezeu în veci nu-l lasă, nici iubirea înjosită, nici dreptatea încălcată. Cine luptă pentru ele, fie sigur de orice dată. Amin.